Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Vorbim astăzi despre spiritul civic și greșelile administrației locale, în contextul în care tot mai mulți pășcăneni identifică și îndrăznesc chiar să critique derapajele administrației locale și ale consilierilor locale. Unii o fac pentru că s-au săturat să aștepte rezolvări și promisiuni din partea celor care, iată, conduc municipiul Pașcani. Alții o fac din alte rațiuni, iată, chiar pentru pregătirea alegerilor locale. Mi-a tras atenția două recente exemple. Liderul PMP Pașcani a betonat o groapă aflată în asfaltul unei străzi. Acolo a intervenit Societatea de Apă și Canal pentru rezolvarea unei probleme la rețeaua de apă. Ei bine, groapa respectivă a fost înlocuită cu un asfalt. Lucrările au fost făcute de mântuială de muncitorii administrației locale. Cel care a administrat, iată, o lecție edililor, a fost chemat la poliție și a filmat chiar, a postat pe internet două filmulețe cu ceea ce s-a întâmplat cu această poveste, cu asfaltarea, cu betonarea, apoi cu calitatea lucrărilor făcute de administrația locală. Bun, așadar vorbim astăzi despre importanța spiritului civic, chiar dacă criticile sunt usturătoare. Invitatul meu de astăzi este domnul Sorin Olariu, președintele PMP Pașcani. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Cei care au întrebări pentru invitatul meu, mesaje, comentarii, le pot adresa printr-un SMS la numărul de telefon afișat pe ecran. Domnule Olariu, haideți să povestim foarte pe scurt acest demers pe care dumneavoastră l-ați făcut în două etape, pentru început betonarea acelei gropi din asfalt, după care filmulețul l-am văzut chiar cu plăcere aseară, care l-ați postat pe rețele de socializare, un fel de verificare cu cecănelul în urma sau pe urmele muncitorilor care au mers să asfalteze groapa respectivă. Vă rog. Da, acest demers al meu a venit în urma nemulțumirilor care au fost adunate de-a lungul timpului, de mulți ani, pentru că știm cu toții aceste probleme se perpetuează de ani și ani și ani de zile. Și tot am stat, am așteptat. Poate vine cine, poate este cineva interesat care să poată să implice în aceste probleme, să, nu știu cum, să implice la propriu, nu așa, de, la modul declarativ, cum fac domnul primar și cu domnul viceprimar, care ne spun tot timpul, da, ei știu, ei fac, ei tot, în momentul când îi întreb, ei le știu pe toate. Vis-a-vis de groapa pe care eu am betonat-o, închipuiți-o, eu trec zilnic pe acolo, de cel puțin 20 de ori. Și e deranjant și am văzut foarte multe cazuri în care șoferii au avut probleme chiar tehnice. La un moment dat am dat și un filmuleț în care un camion, dacă a sezat, chiar se clătina bine. Un camion, închipuiți-vă, un turism. Nu mai vorbim de un biciclist, un mopedist sau alte. Ei, și am luat decizia să dau o lecție cu autorități, pentru că mie mi se pare o chestie atât de simplă și de normală, încât nu știu de ce durează așa de mult. E imposibil de mult. Deci nu se poate așa ceva, nu se poate. Toate lucrurile durează mult în instituțiile publice în general, dar mai ales în administrație locală. N-ați văzut și după aceea. După episodul cu groapa betonată, a venit episodul cu groapa cealaltă, care are 3 ani de zile. Asfaltată, dar are 3 ani de zile. Deci nu un an. Nu o lună, nu, sunt 3 ani, trecut de 3 ani. Deci aia e groapă, pot să zic, e tipul domnul Crăciunescu. Și, deci cum am sesizat, ca să povestesc așa pe scurt, cum am sesizat? Eu aveam, întâmplare face că cu vreo două zile înainte am făcut o poză. Știind că vin să asfaltez, că a fost problema cu betonul, știam că m-am dus și am fotografiat așa de curiozitate să văd dacă vor astupa și aceea gaură. Poate se împiedică, zic eu. Sau o dau prin dânsa și, în fine.
Am făcut o fotografie, după care am văzut-o așa și mai fac. Și chiar dacă ați sezizat, am postat pe Facebook, chiar am undeva acolo, printre rânduri, am spus, cum zic, am apreciat faptul că au asfaltat și așa gaură. Deci am apreciat, nu am zis nici cu răutate, nici cu nimic altceva. Și stând, cum zic, am postat acele două găuri pe Facebook și la un moment dat, stând și mă uitându-mă așa la ele, mă uit la gaura care era plină din nisip și mă uit la aia asfaltată. Aia asfaltată nu avea nimic lângă. Mă refer la materialul care trebuia să fie scos din gaură și... Adică nu a fost curățată, nu a fost frezată... M-am dus la fața locului, într-adevăr, nimic. Pentru că ar fi trebuit să vadă cum s-a măturat, cum s-a curățat. Surplusul de material din gaură trebuia să fie lângă undeva, pentru că la groapa betonată de mine era surplusul, era acolo. Deci nu exista varianta că au luat surplusul și l-au încărcat. Pentru că ar trebui să facă și la celelalte. Da. Și a ieșit ce a ieșit. Acum mai trist este altceva. După cum, nu știu dacă ați observat, am mai pus iarăși din nou astăzi. Au venit domnii, au curățat doar o margine. Deci, doar o margine pe marginea bordurii și au mai turnat pe deasupra încă un strat, deci un strat și mai mare de asfalt. Vă dați seama, deci ai un asfalt pus pe un pad de nisip, să nu cumva să atingă, să facă preză, să nu cumva să facă preză, și mai vii acum cu încă un strat. Deci vă dați seama, de două ori aceeași greșeală. Aceeași greșeală în sensul că celălalt asfaltul de sub, ăla garantat se va desprinde. Și afectează și pe cel deasupra. Este foarte clar că este o obișnuință de a se lucra românește, să spunem așa, acum, fără tehnologie, fără eu am înțeles, reguli stricte. Dacă o luăm la partea asta tehnică, nu mi se pare nici aici foarte greu. Pentru că m-am uitat la cei de la Echisam care lucrează, ei au un dispozitiv, un compresor de mare care suflă. Se poate rezolva. Sunt compresoare mici, e 400 de euro, așa, un compresor de la mic, care îl pot pune, am văzut că domnii au generator. Deci au generator, că au venit cu picamar. Și au generator, îl pot pune și pot curăța foarte ușor cu un compresor. Au compresorul ăla și curăță gaura. Se poate cumpăra și un fion, sunt fioane de la mai mari, vreo 2 milioane ceva, în cazul în care este apă. O suși gaura, nu e nicio problemă, deci e foarte simplu și cu bani foarte puțini. Deci nu poate spune cineva că 2 milioane jumate un fion și cu 4 milioane jumate un compresor de la mic, e o sumă atât de mare care ar afecta bugetul primăriei și ar pune piedici și altor investiții. Și în afară de asta trebuie supravegheat de cineva. Pentru că în momentul în care tu ai făcut o greșeală, ai trimis acei oameni și au făcut o greșeală. Nu zic că nimeni nu greșește, pentru că și eu am firmă, și eu știu ce înseamnă, lucrez cu oameni, am angajat, greșesc și ei, dar în momentul când am greșit, ei au greșit, eu m-am dus eu personal acolo și le-am indicat, le-am arătat, împreună am rezolvat. Dar asta este implicare, deci trebuie să te duci acolo. Când tu îi trimiți din nou pe aceiași oameni să facă ce? Aceeași greșeală, deja mi se pare... Ați fost invitat la poliție. Ce ați pățit acolo? La poliție mi s-a dus la cunoștință că am încălcat, mai țin minte, legea care privește privitoare la intervenția pe domeniul public. Pe domeniul public și cealaltă cu obturarea. Acolo sunt picuț, nu prea sunt de acord, pentru că chiar dacă am pus acele trepiede, eu zic că am făcut în bine. În ce sens? Eu am semnalizat și am presemnalizat acea zonă. Deci am făcut un bine, nu am făcut cu nimic mai rău. Pentru că dacă nu erau alea... Ați primit amendare? Nu, doar un avertisment. Un avertisment. Bun. Aseară l-am avut ca invitat pe șeful poliției locale. Am discutat și despre acest subiect. Domnia sa spunea că în Comisia de Circulație, într-o ședință care tocmai a avut loc... Da? Să lăsăm să treacă salvarea. S-a discutat și despre necesitatea aprobării, creionării și aprobării unui regulament în ceea ce privește intervențiile pe domeniul public. Pentru că, iată, la Pașcani nu este încă un asemenea regulament. Cu alte cuvinte, nu doar dumneavoastră, dar sunt societăți care intervin, chiar Apa Vital
operatorii de apă, de canalizare, de utilități în general, sunt nevoiți să intervină atunci când sunt urgențe, dar nimeni nu știe foarte clar în ce condiții, ce documente trebuie să obțină mai întâi, ce obligații sunt de îndeplinit după intervenție. Da, eu țin minte că înainte, când am construit eu și am tras gazul, trebuie să fac o traversare sanitară, dar am fost chiar la Iași atunci și se plătea la poliția rutieră pentru, nu mai aduc aminte suma, deci nu are importanță cuantumul, se plătea o taxă pentru oprirea circulației și după aia la primărie, nu mai știu ce, în fine, oricum erau necesare niște avize, da, probabil. Da, niște avize, da. Deci avize de la primărie plus poliția circulației pentru că vineau să oprească circulația. Bun, important e că nu ați fost amendat și nu v-ați descurajat, da? Nu m-am descurajat sub nicio formă. Bun. Pentru că de acum am să fiu mai atent în sensul că, bine, nici nu o să mai fie nevoie să detonez lecția, sper că și-au învățat-o autoritățile. Și în al doilea rând, m-ați văzut și cum a fost cu acea groapă de lângă Troiță, am avut limită, adică m-am oprit cu stricatul ca să nu ajung în partea cealaltă. Ca să nu ajung zilul la poliție. Da, 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 din nou, că acolo era mai grav, că era distrugere. Bun. De ce ați făcut acest pas în viața publică acum cu astfel de intervenții, de acțiuni publice? Din ce motiv? De ce nu până acum? Da, eu am și intrat în politică mai târziu, ce drept, la 40 de ani, acum am 43 și tot am sperat, am așteptat, poate apare, vine cineva și asta, și m-am gândit și am spus, ca orice chestie, că un lucru bine făcut, dacă vrei să fie un lucru bine făcut, fă-l tu, nu mai aștepta de la nimic, că dacă tot stai și aștepți, de acum, câți ani ați așteptat, de exemplu, să fie turnat asfalt pe strada unde aveți capacitatea? Dacă nu mă înșel, sunt 8 ani. 8 ani de zi. 8 ani de praf. Și nu mai spun de cutremure, că acolo eram într-un cutremur continuu. Problema a fost rezolvată din fericire anul ăsta. Dar 8 ani de zile, o stradă cu groapă. Și am suferit și din punct de vedere economic, pentru că foarte mulți evitau strada. Și, din punctul ăsta de vedere, am avut de suferit. Bun, revenind. Ați hotărât să faceți, să intrați în viața publică, ca politician. De ce partidul PMP? De ce? Mișcarea Populară. După cum știți, eu am fost la Noua Republică. Bine, acolo, după o perioadă, au fost ceva probleme, în sensul că s-a scindat din interior, au fost niște înțelegeri. Când am văzut că deja nu se mai înțeleg între ei, am preferat să plec de acolo. Dar de ce nu cu un partid mare, istoric, puternic? Nu un partid mare, pentru că mie îmi place și am vrut să construiesc o echipă nouă, pentru că nu vreau să preiau metehenii și aceleași probleme care sunt. Plecăm de la o echipă nouă și nu plec de la ideea să luăm oameni de la alte partide, ca să le spunem așa între ghilimele, vedete, nu. Oameni simpli, normali, care au o meserie, care vor să se implice în acțiuni civice și fel de fel de. Deci, chiar dacă la un moment dat va fi o listă de consilieri, vor fi doar oameni, la un moment dat ai să spune, dar cine e ăsta? Nu este un om de afaceri, care și-a văzut de treaba lui, nu are probleme penale, nici din punct de vedere financiar, nici personal. Și asta este. Deci astfel de oameni căutăm, care sunt nemulțumiți, care au suferit până acum ani și ani la rând din cauza problemelor care sunt. Și tot s-au perpetuat. Bun. Și ați reușit să atrageți atenția până acum? Adică ați reușit să adunați în jurul noastră o echipă? Da, avem ceva, dar v-am spus, noi nu, eu personal, deci nu merg pe ideea să mă duc să trag cineva. Așteptăm, acum pentru noi cel puțin un pic să mai greu, pentru că nu avem sediu, dar bănuiesc că să avem sediu să fie mult mai ușor, pentru că să asigurăm cumva permanența și cei care o să vadă, cum spun eu, că nu suntem ca ceilalți, ca să zic așa,
Să vină singur, deci nu, noi nu căutăm pe nimeni, deci nu ne tragem pe nimeni numai ca să avem sau să avem niște oameni pe listă, să spunem, uitați, avem 1 milion de membri și nu. Avem nevoie de 10 care să muncească, nu puțin milion, și bun, nu 1 milion pe hârtie. Bun, și în ce stadiu vă aflați din punct de vedere organizatoric în momentul de față? Au fost alegeri, urmează alegeri? V-am spus, din punct de vedere organizatoric, chiar mâine vine domnul deputat Movilă. Avem 3 locații de vizitat, să ne hotărăm unde ar fi mai bun și din punct de vedere așa zic, al vizibilității și economic. Mă referiți la sediu. Da, la sediu și după aia, cum ne-am aranjat, neapărat să dăm, să începem să facem alegeri ca să fim statutari. Veți candida la alegerile locale pentru funcția de primar? Deocamdată nu eu asta o hotărăsc. Cu siguranță partidul va avea un candidat, asta e clar, dar vedem, în funcție de alegeri, trebuie să fiu mandatat. V-ați dorit să candidați? Sincer, și da și nu, pentru că, da, pentru că m-am săturat de probleme care sunt și de asta am și reacționez în modul acesta și nu, în sensul că e foarte greu, nu e ușor. Ca să lucrez cu oamenii nu este ușor. Dar dacă am să mă hotărăsc și am să candidez, am să-l lăs pe nu deoparte și cu pieptul înainte să mergem la muncă, ca să zic așa. Bun. Să lăsăm politica și chiar aș vrea să discutăm puțin despre cum vedeți dumneavoastră ceea ce se întâmplă în Pașca. Aș începe, de exemplu, cu primăria și Consiliul Local. Asta pentru că în spațiul public sunt păreri diferite, pro și contra, în mod evident, în legătură cu cei care ne conduc, în legătură cu ceea ce se întâmplă în Pașca, în ceea ce se face, ceea ce nu se face. Până la urmă vorbim de viața noastră de zi cu zi. Ce părere aveți despre administrația locală? În ce măsură sunteți mulțumit sau nemulțumit de actuala conducere a primăriei? Și vă rog să faceți distinție între primărie și Consiliul Local, pentru că pun un accent deosebit pe legislativ. Da, în ceea ce privește Consiliul Local în speță legislativul, ce să zic, vrea să văd mai multă implicare. În sensul că nu văd proiecte viabile. Ați fost la câteva ședințe, am văzut da. Acolo, interesat. În afară de, ce am remarcat și mie întotdeauna mi-a plăcut să recunosc ce-i bun e bun, ce-i rău e rău. Dar în afară de domnul Danu, cu inițiativa dumnealui, cu inițiativa cu GPS-ul pentru mașini, pentru reducerea consumului, asta e principiul. Un consilier, dacă merge acolo, merge mandatat de cetățeni, pentru cetățeni, ca să apere cetățenii, să-i îndrumi sau nu știu cum, ceva de genul. Să apere interesul. Interesul și asta ar trebui să o facă și primarul. Tot deci nu să... și de aici nu văd nimica. Eu atâta văd în Consiliul Local un singur șef, adică numai unul are inițiative legislative, marele inițiator de propune speță primarul. Deci, unde vezi, inițiator primar. Asta prin efectul legii, că legea îl obligă să toate inițiativele care bun, dar ceilalți consilieri? Dar consilieri, în mod evident, au dreptul deci, și obligația deci, morală. În afară de domnul Danu, care a văzut la inițiativa și cealaltă cu referitor la economia de curent, n-am văzut nimic. Au mai fost câteva proiecte din partea domnului Pintilie, dar respinse sau nici măcar nu au fost supuse voturi. Eu ce îmi rețin la domnul Pintilie era ceva cu granulația la nisip. Nu știu ce treabă are, cu cine a ajutat pe noi pășcănenii, să fie granulația mai mică sau mai mare. Și ce mai aduc aminte ceva cu... Cu parcările rezidențiale, a mai fost ceva. Condomeniile, să închidem. Pe aia chiar n-am înțeles-o. N-am înțeles cum să închidem noi, să ne facem un fel de stat în stat, să închidem, facem niște garduri printre blocuri. Eu am înțeles că el a văzut prin Italia, dar aia vine din tradiția lor, de mii de ani. Alea își construite și își proiectează așa. Noi nu avem tradiția asta, noi. Bun, deci spuneți dumneavoastră că consilierii mișcă mai greu sau aproape deloc și că ar trebui să aibă mai mult activitate. Deci, atât mi-a rămas, nu știu, poate îmi scapă ceva. Dacă e ceva bun, corectați-mă, că nu am nicio părere. Ați fost la ședințe. Ce părere aveți? Cum se mișcă lucrurile acolo? Sau cum v-ați dori să se miște?
Și nu numai la ședința aia, dar eu urmăresc frecvent înregistrările la ședință. Sunt dezamăgit în sensul că sunt câțiva, în majoritate pot să zic, sunt adormiți așa, numai votează la comandă. Nu mai, pentru că aminte, acum chiar am trecut prin cap cu domnul care nu știa, era PDL, parcă era, nu știa cu cine să voteze, dacă vă aminte. Despre ce vorbim? Deci suntem într-o situație, zic eu, disperată. Din punctul de vedere al, și al legislativului. Cum v-ați dori să fie Consiliul Local? Pentru că veți fi pus în situația, imediat, peste câteva luni, să veniți cu o propunere, cu o listă pentru Consiliul Local. Din punctul meu de vedere, Consiliul Local ar trebui să fie așa. Și de aici să aibă concursul și primarul să-și dea concursul. Acest fenomen. Spune așa, deci noi, cine sunt? Eu sunt primarul de la partidul X, da? Bun. Să spunem că acest partid nu are majoritate. Și majoritatea se face din mai multe partide, da? Avem. Deci eu vin cu proiectul ăsta. Voi ce proiect aveți? Și la final de mandat ne avem fiecare. Dar nu așa să vin cu niște hârtii, domnule, uitați proiectul, votați-l și nu. Implicat în sensul că tu, partidul X, prin consilierii tăi, te duci, te implici, nu ai aruncat un proiect pe masă și gata, s-a rezolvat. Și la urmă, dacă reușești să implementezi, ați văzut? Nu, te implici, te duci. Deci, până la implementare. Deci asta înseamnă implicare. Deci mai multă implicare, spuneți dumneavoastră. Exact. Bun. Dar, de exemplu, dumneavoastră, dacă ați fi consilier local sau ați fi în postura să propuneți proiecte, chiar și dumneavoastră puteți propune o formulă puțin mai complicată, dar până la urmă și cetățenii de rând pot impune anumite solicitări sau proiecte. Dacă ar fi să fiți într-o astfel de postură, da? Cu ce proiect ați venit? Ce proiecte credeți că ar trebui să apară pe masa Consiliului Local și să fie discutate? Măcar discutate. Așa, să luăm la prima vedere, deși și-am mai spus-o, îmi doresc să avem în Pașcani, în primul rând, o zonă industrială, pentru că nu avem. Un parc industrial. Un parc industrial, pentru că nu-l avem. Și vă spun și de ce. Unde este problema? Pentru că, cum spun eu, prin efectul acesta, având acest parc industrial, vom avea investitori care vor veni, le vom, cum spun, îi atragem prin facilitățile pe care le putem oferi. Locuri de muncă. Locuri de muncă. Fiind locuri de muncă, deci trebuie să mergem un pic mai departe să vedem. Fiind locuri de muncă mai multe, vor crește și salariile. Deci asta este problema noastră. Pentru că încă, și trist, că și la ora actuală mai sunt oameni care muncesc pe 8 milioane, 9 milioane. Închipuiți-vă că e chiar trist ca să trăiești cu banii aceștia. Bun, deci ar trebui să fie o prioritate, spuneți dumneavoastră, acest parc industrial sau, la general, dezvoltarea mediului economic al municipiului Pașcani. Exact. După aceea mai văd, în orașul nu văd, stau și mă uit. Duminică. Ce să facem duminică? O bună întrebare. Am văzut fotografii cu dumneavoastră mai evadați prin împrejurii cu motocicleta. Trebuie să pleci tot timpul. Nu avem, din punctul meu, deci ar trebui un centru de afaceri mare și, iarăși, unde sta, nu parc acvatic, cu ceva, un strand acoperit mai mare, dar și cu topogane, cu fel de fel de chestii astea pentru copii. Pentru că noi se face iarna, în afară de care au posibilitatea să mai fug pe aici, pe acolo, la schi, ceilalți... Alții cum pot? Păi pot că vor. Sau au vrut, că de asta au și făcut. Doar că au vrut. Nu e nimic special. Nu trebuie să vină ceva, doar să vrei, să te implici. Chiar să-ți dorești. De ce credeți? Aveți vreo explicație de ce cei care au condus și iată conduc destinele comunității nu fac mai mult pentru viața socială, pentru cetățeni? Nu știu, și pentru mine este așa un soi de dezamăgire sau, nu știu cum să-i spun, nu pot să înțeleg, deci e o enigmă. Deci niște oameni care au niște afaceri,
care din punct de vedere personal s-au dezvoltat, au făcut afaceri, bani, nu știu ce chestii, ajung în administrația locală și speram că ei își vor aduce aportul cu experiența pe care o au la dezvoltarea și să gândească în același mod, adică economisirea banului public. Pentru că asta face la firma lui, economisește. Nu aruncă cu bani așa pe unii, pe toate găurile, ca să zic, dacă tot avem problema asta. Da, găurile pe stradă. Da. Deci, asta vreau să fă și atitudinea asta și față de banii public, nu numai de banii lui. Că până la urmă devine deranjant, că și eu, sincer vă spun, de multe ori îmi vine, nu, ca să nu zic alt cuvânt, vine greu să mă să plătesc impozit. Pentru că știu că se duce unde se duce. Toți banii, majoritatea sifonează. Și nu-mi convine. De ce să plătesc eu? Că acum vedeți cum, cât e de greu. Ca să reușești să ajungi și să-ți plătești, să fii la zero cu asta, trebuie să faci efortul. Este o performanță. Trebuie să faci eforturi mari. Majoritatea societăților sunt la limita subsistenței. Vă spun că eu fac eforturi ca să fiu la zero, ca să nu am probleme, nici cu, indiferent cu ce. Că când te duci, îți trebuie hârtie de la bancă, de la finanță. Când te duci, hârtie. Și trebuie să stai acolo tot timpul la zero, să nu ai datorii. Și sunt eforturi. Că așa e economia acum, nu merge. Vedeți că acum toți trăim în lumea, nu trăim în altă parte, nu venim nici de... Și asta nu înțeleg, de parcă scăzuți, de undeva de sus nu au trăit sau nu trăiesc aici. Bun, am vorbit despre Consiliul Local. Ce părere aveți despre echipa managerială, dacă putem spune așa, primar, viceprimar, cei care conduc executiv destinele comunității? Da, în câteva cuvinte, de multe ori mi-a mai exprimat și părerea pe Facebook, v-am spus, mi se pare o bătaie de joc, deci nu. Și cum am spus și mai înainte, nu văd nimic și din ce fac să învățăm din experiența lor, din sincer, nu. Eu sunt, cum spun, dezamăgit. Și în ce sens? Că pentru că anii trec și ajungem la o vârstă când stăm și la oamenii facem o evaluare. Măi, noi ce am făcut în viața asta? Chiar nu facem nimic. Foarte pe scurt, așa, dacă ar fi să faceți un inventar al ultimilor 24 de ani, care sunt marile realizări din Pașcani? Marile realizări din Pașcani? Ca să zic, realizanță de ghilimele că s-a distrus economia, se poate spune că e o realizare. S-o trecem la dezamăgire. Da. O realizare, sincer vă spun, și am mai spus-o. Și ce e corect, e corect. Realizarea asta, acestui proiect, PIDU, e foarte bun. Adică, din punct de vedere, a fost cumva o viziune. Chiar dacă cel care l-a proiectat și așa, mai are și alte probleme în ceea ce vrește legea, dar din punctul ăsta de vedere e foarte bun. Nu e prea puțin? Este puțin, în 24 de ani, sigur, pentru că la fiecare 4 ani, dacă s-ar fi implementat măcar câte un proiect de acesta, închipuiți unii eram. Fost departe. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem să discutăm și despre alte probleme ale comunității. Transcom, cel mai nou service auto din Pașcani, te așteaptă cu cele mai noi echipamente de înaltă precizie și performanță. Nou la Auto Transcom Pașcani, atelier de vopsitorie și tinichigerie auto, redresări caroserii, îndreptări și înlocuiri elemente caroserie, schimbări de parbrize și lunete, operații de întreținere, vopsire parțială sau totală cu vopsea normală, metalizată sau perlată. Autotranscom Pașcani a deschis centrul zonal de daune. Consiliere gratuită la deschiderea dosarului de daună. Serviciu de tractare a autoturismului avariat. Autoturism de schimb pentru perioada reparației daunei.
Ne găsiți pe strada Moldovei numărul 67 la ieșirea spre Suceava și la numerele de telefon 0232 710 602 și 0720 050 640. Familia Suricescu, mare atenție! Luăm decizia anului! Plecăm în vacanța Christian Tour! Prima variantă, o destinație cu soare, mare, piscine și un hotel incredibil! A doua variantă, aquapark, plajă, distracție! Ah! Varianta 1 sau varianta 2? Noi? Pregătiți bagajele și ochelarii de soare! Va fi fabulos! Biroul de turism este partener Christian Tour. Vino acum să-ți rezervi concediul la biroul din Pașcani, vis-a-vis de Poșta Deal. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu Macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Dacă ar fi după noi, ne-am jucat toată ziua. Când tati are meci, avem și noi meci. Iar pe mami, noi am învățat-o să danseze. Ne distrăm cel mai bine când stăm împreună, la un film sau pe net. Toamna asta, la pachetele de 3 servicii, UPC îți aduce acasă cadou net de 500 de mega cu Wi-Fi sau pachetul cinema cu cele mai tari canale de filme. Deschide-ne ușa sau hai la noi în magazine! Te pregătești pentru un eveniment important? La magazinul Lidia Mod din Pașcani găsești ceea ce ți se potrivește, ținute office, costume de sezon și rochii unicat pentru momentele speciale din viața ta. Aici, silueta va fi pusă în valoare, indiferent de mărime. Luăm în considerare fiecare detaliu, atât pentru un design modern cât și clasic. Materialele de cea mai bună calitate și tiparele atent construite fac diferența. Toate pentru ca tu să strălucești și să te simți bine. Magazinul Lidia Mod, aceeași calitate la prețuri de producător, într-o nouă prezentare. Ne găsiți pe Splanada din Pașcani, lângă Fântâna Arteziană. Acum și în Iași, complexul Egros, stand K8. Este important pentru tine să mănânci sănătos. Este important pentru familia ta să aibă pe masă produse proaspete și de calitate. Magazinul Avastar din Piața Deal vă oferă o gamă diversă de carne și preparate din carne prelucrate în propriul abator la standarde europene. Avastar, gustul și savoarea cărnii. Liderul PMP Pașcan. Domnule Olariu, mai am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Ați observat probabil că noul an școlar a început la Pașcan cu un scandal, o dezbatere extrem de interesantă, o temă pusă în discuție de unul dintre consilierii locali, și anume că, dincolo de frazele care au fost rostite, neinspirat, a fost domnul consilier în raport cu cei care au fost la această festivitate, dar tema pusă în discuție sună cam așa. Politicienii nu ar avea voie sau nu ar trebui să aibă voie să participe la astfel de festivități de deschidere a noului an școlar. Dacă este corectă abordarea sau nu, dacă credeți că politicienii ar trebui să participe sau nu la astfel de festivități? Până la urmă, care mai este imaginea, percepția politicianului în rândul pășcănenilor?
Da, în ceea ce privește prezența politicienilor, nu văd neapărat că e un lucru rău, pentru că, până la urma urmei, unii dintre ei chiar fac parte din, ca să zic așa, și sufletește și administrativ, pentru că sunt în consilii de administrație. Unii sunt părinți. Și părinți, exact. Și acum nu văd nimic, cum spun eu, anormal în, din punctul ăsta de vedere. Doar atât. Să nu exagereze, cum spun eu, cu laude că au făcut, o spune să puncteze, să puncteze să ceva nu facă chestii. Politică. Exact, să nu facă politică. Puncteze exact ce și cum au făcut, pentru că la un moment dat se întâmplă ca orice auditoriu, se plictisește, pierzi și riști să cazi tu, tu ca și politician în penibil, adică vorbești singur acolo. Și la un moment dat, nu știu cum te simți tu ca polițian care ești acolo, că vezi că nu se uită nimeni la tine. Ați intrat în politică, v-ați asumat acest rol. Care este imaginea politicianului? Vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă în țară, la televizor, peste tot, anchete, arestați, corupție, peste tot. Care mai este imaginea politicianului în general, dar mai ales la Pașcan? Ce spun cei din familia dumneavoastră, prietenii, că ați intrat, iată, într-o astfel de zonă? Da, exact. Să știți că percepția, și nu neapărat a rudelor sau a oamenilor în general, se schimbă. Deja când ai intrat în politică, deja spune, deci nu cunoscuți. De ce mai auzi comentarii pe internet? A, te-ai dus la Ciolan, că nu știu ce, pentru interes, pentru nu știu ce. Deci nu mai e, cum spune eu, nu te mai lasă să dovedești dacă îi sau nu îi la fel. Ești vinovat din start. Nu mai, cum spun eu, prezumția din nevinovăție nu mai funcționează. Este bine că am ajuns, iată, într-o astfel de situație, într-un astfel de moment, de punct. Este bine pentru societatea românească în general? Nu este bine pentru că, vă spun și de ce, din punctul meu de vedere, pierdem foarte mult. În sensul că oamenii care și-au pierdut, cum spun eu, încredere în politicieni, și în general sunt cei educați, care, din punctul meu de vedere, când merg la vot, au alt fel de percepție sau sunt mult mai informați. Și votul lor, într-adevăr, are greutate. Nu votează emoțional. Exact. Deci votează mai pragmatic. Ei, și noi am pierdut genul ăsta de alegători. Și de aici am ajuns să iasă, adică să câștigi voturi, să se câștigi voturile pe o sticlă de ulei, pe făină și așa mai departe. Alegeri. Exact, alegeri. Bun. Și credeți că 2016, alegerile din 2016 vor arăta altfel? Oferta electorală, dumneavoastră, de exemplu, cu PMP-ul, veți reuși să veniți cu altă ofertă? Cu alți oameni? V-am spus și la începutul emisiunii. Deci eu am venit să schimb total, cum spun eu, modul de a face politică. În sensul că vreau oameni noi, nu din gărzile vechi, nu vedete, nu nimic. Oameni normali, oameni care să fi demonstrat că au făcut ceva, ca să-l parafrazez pe domnul Movil, nu să le facem noi gardul la casă, da? Oameni care au demonstrat și cel puțin măcar vecinilor să-i voteze, că uite, domnule, ăla e om gospodar. Măcar. Da. Două întrebări mai am. Sunteți om de afaceri. Umblați mult. Sunt convins că aveți relații comerciale și cu alți oameni de afaceri din alte localități. Cum percepeți dumneavoastră mediul de afaceri din Pașcan? Vă întreb asta pentru că nu prea mai văd preocupare colectivă. Erau înainte două asociații de profil. Acum nu mai este niciuna. Nu îi văd pe oamenii de afaceri așezați la masă să vorbească, să găsească soluții despre problemele pe care le au. Și sunt multe, nu puține. Cum vedeți dumneavoastră mediul de afaceri din Pașcan și dacă sunt soluții măcar pentru ca dumneavoastră, alții, mai mici sau mai mari, să găsească un numitor comun, să găsească teme comune de discuții? Da, din punctul ăsta de vedere am avut și avem în continuare suferit, pentru că
Chiar și aceste organizații, cum erau mai mari, mai mici, mai puternici sau mai puțin puternice, reușeau cumva să apere interesele comercianților și agenților economici în general. Ei, acum nu avem pe nimeni, deci nu mai are cine să te apere. Dacă la un moment dat aveai o problemă, te puteai adresa acolo, cineva știe că te ajută, dar acum e singur. Dar aveți vreo explicație? De ce fiecare pentru ea? De ce nu mai este interes măcar de comunicare? Pentru că, deci am văzut eu, lumea se teme. Și poate și pe o bună dreptate. Credeți că și ieșirile astea, nu numai de acum, celelalte înainte, cu alea, cu reclamații pe la DNA, am avut și de suferit. Nu credeți că cineva a dormit? A avut grijă să îmi trimite și niște... Bine, da, asta... Adică le este frică oamenilor chiar și pentru faptul că... Exact, și eu până atunci, eu n-am crezut că încă mai avem reflexia asta de comunistoide, adică du-te acolo că ăla a deranjat politic. Și uite, vedeți că chiar sunt. Și oamenii se tem. Numai că asta eu am eu așa o particulare, nu m-au speriat. Bun, și ultima întrebare. Cât de important este în momentul de față spiritul civic? Au apărut de un an de zile, poate mai bine, da? Tot felul de frământări sociale, au apărut oameni care au vorbit în numele unor grupuri de oameni cu probleme, da? Știm situația cu Apa Vital, știm cum s-au derulat lucrurile. Oamenii nemulțumiți s-au grupat, au venit la primărie, au manifestat și așa mai departe. Iată, dumneavoastră, o altă reacție dintr-un alt punct de vedere. Încep să apară reacții mai mici sau mai mari pe rețele de socializare sau direct în spațiu public. Important că ele se întâmplă. Cât de importante sunt astfel de reacții? Păi... Și unde, ce așteptări aveți? Unde vreți să ajungeți până la urmă? Reacțiile de gen mi se par normale. Pentru că vedeți și în Occident. Democrația... E o stare de normalitate. O stare de normalitate. Acum, ce să zic? Ar fi trebuit să nu se ajungă aici. Să trebuiască să iasă cetățenii în stradă sau așa. Ar trebui legislativul local să le fie apărat interesele și nu am fi ajuns aici. Cum a apărut și dacă domnul, problema cu Gaura, dacă domnul din primărie și-ar fi făcut treaba, ar fi până la urmă sancționat. Prima dată l-a avertizat, după aia sancționau și făceau Gaura. Nu se aștepte o lună și ceva zile, s-ar fi asupra Gaura, nu mai avea nici problema asta. Deci nu mai era generat nici scandalul acesta și acum erau bine mersi. Acum, ce s-a întâmplat? Au numai probleme de... Și nu numai aici, că de acum tot văd pe rețelele de socializare tot. Că mai este o gaură pe nu știu pe unii, că mai este o străduță nu știu pe unii, chestii de genul ăsta. Tot apar, știți? Păi, probleme... Și sunt, nu că apar. Categoric, categoric. Și stăteam și mă uitam, chiar străduță de astea. Eu înțeleg că, Doamne, mai iartă, că sunt niște bugete, am și o firmă mea și știu. Păi, anul ăsta pot să cheltuiesc sau nu pot să cheltuiesc? Bun. Dar măcar mergem pe strada respectivă. Luăm o mașină de balastru, cu oameni, cu un utilaj, nivelăm, punem balastru, vorbim cu oameni, domnule, nu avem acum bani. Dar să încercăm la anul și doi ani, dar vedeți cât de cât am venit, ne-am implicat. Dacă tu te duci numai odată la 4 ani în campanie acolo, ești normal să apară reacții. Bun, mulțumesc pentru participare, dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Pixelul albastru în continuare, apoi știrile Infobit. O seară frumoasă în continuare.